Doamnelor, domnilor, mă bucur să ne regăsim la o nouă ediție a emisiunii Cult Art de la Timișoara. Invitatul meu de astăzi a absolvit Facultatea de Filologie a Universității Timișorene în anul 1970. Este prozator, publicist, redactor de emisiuni la Radio Timișoara a fost și de televiziune la TVR Timișoara. E membru al Uniunii Scriitorilor din România începând cu anul 1990. Are publicate până în acest moment numai puțin de 45 de volume și a realizat 200 de filme documentare pe teme legate de Banat și de valorile spirituale românești. Filmele au fost făcute împreună cu echipa TVR Timișoara. 20 dintre acestea au fost distinse cu premii la festivaluri naționale și internaționale. Mi-e drag tare să-i spun la bună revenire colegului nostru, fostului nostru coleg, Vasile Bogdan. Servus, Vasile. Servus, și eu sunt emoționat pentru faptul că, iată, mă revăd în acest spațiu, atât de familiar mie. În care ai petrecut câți ani, Vasile? 15 ani. 15 ani. Da. De la membru fondator, de când am fondat, de la acea istorică emisiune de câteva minute, până la, iată, când lucrurile au început deja să se împlinească, și apoi m-am pensionat și cam asta a fost, spectacolul. Dar de televiziune nu te-ai lăsat cumva, chiar pensionat fiind? Pentru că înțeleg că ai fost cooptat pentru realizarea unei serii de filme. Mă aflu într-un proiect care nu știu dacă va ajunge la televiziune, dar oricum e un proiect de filme, documentare, deosebit de interesant, care mă pasionează de-a dreptul. Grațian Gâldău, un prieten mai tânăr, băiatul regretatei Florina Gâldău de la Radio Timișoara cândva, când eram în plină forță, m-a solicitat să-l ajut în realizarea unor filme foarte interesante despre arhitecți timișoreni. Un bun prilej de a plonja pur și simplu în imaginea orașului și să descoperi un lucru senzațional pe care mărturisesc că timișorean fiind din naștere, nu mi-l închipuiam. Stând în Piața Unirii și plimbându-mă pe străzi, mi-am dat seama că orașul acesta este cu totul și cu totul aparte. Alte orașe, n-am să dau un nume acum, au un specific medieval, gotic, un specific, dar această lipsă de specific, această aglomerare de stiluri care aduce Timișoara într-un spațiu cu totul și cu totul aparte. Un spațiu binecuvântat. Hai să-l numim și așa. Pentru că e astfel pentru fiecare dintre noi. Eu mă simt binecuvântat de faptul că m-am născut aici, că trăiesc de o viață aici. Ai trăit și la Reșița, vreme bună. Ai făcut gazetărie acolo. O, Doamne, mă răscolești așa, sar de la una la alta. Eu m-am născut la Timișoara, am crescut la Timișoara, mama mea m-a crescut aici, neavând tată, și la un moment dat mi-a spus, gata, e timpul să pleci pe picioarele tale, să termina Facultatea de Filologie și am fost ulterior repartizat la ziarul din Reșița, la ziarul Flamura din Reșița, care tocmai atunci devenise Cotidian. Și am plecat acolo, eu plecând de la poala mamei, cum s-ar zice, dintr-un mediu cald, plăcut, formidabil, care era cel al Timișoarei, al prietenilor de aici, al facultății. Dintr-un mediu sigur. Sigur, categoric, am pătruns acolo într-o lume cu totul și cu totul nebună, întuneric, fum, flăcări, noroaie, și acolo am devenit om. Pentru că în cei 3 ani cât am stat la ziarul din Reșița, am învățat ce înseamnă să fii cu adevărat om pe picioarele tale. Acolo am cunoscut spațiul bănățean, Pendelete, Banatul de Sud, montan, senzațional, oamenii Reșiței care pe mine m-au impresionat cu totul și cu totul extraordinar. Și plus de asta m-am și căsătorit acolo, sigur, am luat-o bucureșteancă în căsătorie și de atunci suntem de 52 de ani împreună, 2 copii, nepoți și așa mai departe. Să vă dea Dumnezeu încă pe atâția de acum înainte, Vasi. Atât de mult ți-a lăsat amprenta Reșița asupra ta, încât ai scris și un roman. Îl putem numi Bildungsroman, pentru că este un soi de roman autobiografic, se numește Cumpăna. Manuscris pe care tu l-ai uitat
la propriu într-un sertar și l-ai redescoperit după 30 de ani. Cum se poate să uiți, să scrii sute de pagini și să uiți că l-ai scris? Eu nu înțeleg. Tu, te rog frumos să-mi explici. Am să fac o mică paranteză la început. Am să-ți explic pe îndelete. Dar m-a pufnit râsul când l-am descoperit, că mi-am adus aminte că un bun și regretat prieten, Mircea Cavadia, uitase propriul său roman Privighetoarea arsă, care a fost un adevărat șoc în literatura română când a apărut, îl uitase într-o cămară ascuns, tăinuit bine, ca să nu-l rătăcească, și uitase unde îl pusese. Eu, romanul acesta, l-am uitat în niște sertare pe care le aveam cu manuscrise. Nu intenționam nici măcar să-l reiau, nu intenționam să-l uit, nu intenționam nimic, dar am intrat în tumultul după revoluția al radioului, ulterior al televiziunii, și pur și simplu am uitat. Pentru mine era cu tot o altă viață. Eu scrisesem romanul pentru că eram înainte, dar de 1990. Mă plictiseam, aveam timp, doream să mă defulez în ceva și iată că acum l-am redescoperit. Cu totul întâmplător, adică întâi am descoperit, culmea, manuscrisul, deci cel scris de mână, și ulterior am descoperit și pagini dactilografiate și mi-am dat seama că sunt de același lucru. Chestie de amnezie. Nu eram încă la vârsta uitării, dar uite așa. Și ai scos romanul și acela? El era pregătit pentru editura Eminescu, să apar la editura Eminescu, și era gata redactat. Deci nu mai era niciun fel de problemă, era doar o problemă de tipărire. Și când l-am recitit, am zis, da, mai clar, e alt timp, sunt alte gusturi, altă propoziție. L-am citit pe îndelete și am zis că nu revin asupra textului. L-am ajustat ușor, nu am făcut rabat din punct de vedere politic, era altă realitate atunci, dar n-am revenit asupra ei. Am mai adăugat câteva pagini pentru a împlini niște destine în timp. În rest, este exact așa cum l-am scris și care reflectă, și aici, de aici devine valoarea lui, reflectă un timp, și mi-au s-o reșit senii, n-am s-o eu, un timp care nu mai există la Reșița. Era un roman despre oțel, despre un gazetar care se duce acolo și cunoaște realitățile, se formează între oamenii aceia, dar trăiește alături de ei fiecare șarjă de oțel, fiecare împlinire, constructorii de turbine, de hidrocentrale. Deci era o Reșița muncii, o Reșița freneziei creatoare, care astăzi, din păcate, a dispărut cu o viteză uluitoare. E altă Reșiță și de aceea zic eu că romanul merita să fie exact așa transpus. Sper să fie receptat ca atare. Este o Reșiță care înseamnă practic și trecutul multora dintre cei care sunt încă în viață. Da? Dar poate fi și nici nu știu cum să-i spun, Vasi. Un posibil reper, poate, pentru tineri? Mi-aș dori să fie un reper pentru oraș în sine, pentru atmosfera de acolo, pentru lumea de acolo. Să-l păstreze într-o cutie a trecutului, a amintirilor care au fost. Iar pentru mine, nu știu, cei care l-au citit au zis, domne, nu te mai regăsesc în propoziția de azi, fiindcă între timp eu am devenit altul în stilistic. Dar mi s-a părut interesant, mi s-a părut curios. Hai să ne întoarcem în timp. Am deschis, parcă am deschis așa o bulă a trecutului. Hai să facem același lucru, Vasi, să ne întoarcem în timp, fiindcă tu până să ajungi la Reșița, ai avut o viață destul de tumultoasă, în sensul că ai început școala la Loga, ai fost mutat mai apoi, inclusiv la Găvoșdia, în internat ai fost, ai trăit, pentru că mama ta era gazetar, pleca de acasă, inclusiv nopțile se întâmpla să lipsească și n-avea cu cine să te lase, da? Ai fost la liceu sportiv pentru că avea internat. Da, a fost o viață interesantă. Eu și acum, dacă am o mare bucurie, este aceea să miros cernarea tipografică. Pentru că mi-a rămas în sânge aceasta, pentru că de mic copil încă, de mic, mă ducea în tipografie cu ea când era redactor de serviciu și stăteam acolo până când își termina treaba.
pe suluri de hârtie, printre muncitori, prin zețărie, toate celelalte mi-au intrat în sânge. Mirosul de plumb topit, bucuria aceea când pornesc valțurile și pornește ediția, să miroși primul exemplar care e încă cald pe banda aceea în care ies ziarele, și toate acestea pe mine m-au marcat. Eu am fost între timp la școli, am început școlile locuind în fosta sa de Bulevard Lenin, acum Mihai Eminescu. Sigur că am fost la Loga în primele trei clase, unde mama, din păcate sau din fericire, avea o prietenă învățătoare care era învățătoarea mea și care era mai îngăduitoare vis-a-vis de mine. Eu între timp o luasem și razna cu niște prietenii de pe acolo, ajunsesem până și, nu știu dacă asta se va putea difuza pe post, dar eram copil să și fur. Primul obiect pe care l-am... Două obiecte am furat în total. Primul obiect pe care l-am furat însă a fost o carte. Dintr-o librărie. Providențial. Probabil. Și a doua a fost un bostan. O lubeniță de-asta care ne făcea cu ochiul și care m-au împins copii. Dar în vechea Piața Unirii, când Piața Unirii încă mai era cu macadam pe jos și când veneau șvăboaicele și își puneau jos ziare și pe ele erau produsele din grădina lor. Deci aceasta a fost timișoara mea de atunci. Ei, nemai fiind eu chiar atât de... Și mama trebuind cumva să rezolve situația copilului care nu stătea niciunde și care nu putea să fie lăsat cu cheia și cu nopțile în casă singur, încerca să găsească un internat. Și m-a găsit, mai cu seamă că în clasa 3-a, abia de la clasa 5-a... Era foarte mic. Eram prea mic. Și atunci a găsit la liceul pedagogic, care este chiar alături de noi aici, Calderonul de azi, a găsit un loc, dar sigur am stat eu acolo, dar au constatat că, din păcate, la matematică sunt catastrofal. Am rămas și astăzi catastrofal. Nu asta este problema. Dar știi să-ți numeri cărțile, să-ți numeri filmele? Să știi că nici le mai număr. Nu asta contează. Contează când le scrii, adică nu mai contează numărul. Ei, și atunci mi-au spus ori vrei să vii la toamnă pentru asta sau repeți clasa. Și am preferat să repet clasa și așa clasa a treia eu am repetat-o la Găvojdia, însă unde era o casă de copii, unde puteau să mă țină cu deci casă. Deci tu ai stat la orfelinat, practic. În orfelinat, da. Da, da. A fost prima mea experiență, prima mea mare experiență de viață. Traumatizantă? Traumatizantă, pentru că știam că am mamă, ceilalți aveau familii împrăștiate, mă rog, cum erau pe atunci, și mă simțeam îndepărtat de niște drepturi ale mele ca și copil. Nu te gândeai că te lasă și pe tine acolo definitiv? Nu, definitiv nu, dar știam, că mă vizitam, fiecare duminică era lângă mine. Dar mi-a adus niște obiceiuri, mi-a creat o anumită disciplină. Eram, evident, venind de la oraș, știam mai multe decât copiii de acolo, am început să învăț bine și de atunci am luat-o bine. M-am așezat pe șine, cum s-ar spune. După aceea un alt accident la Gearmata, fiindcă între timp nu mai aveam voie să mai stau la... fiindcă aveam un părinte, nu mai aveam voie să stau la casa de copii. Dar la casa de copii, și asta este foarte important să o spun, am învățat o poezie pe care o știu și acum, Primăvara de Topârceanu, una din puținele poezii pe care le țin minte, și cu care am reușit să ajung, trecând prin toate fazele zonale ale unui concurs, nu mai țin minte care, un fel de cântare a României, am ajuns până pe scena Operei din Timișoara, unde am recitat, pentru prima oară, un elev în clasa a treia, am recitat această poezie. Și curios să debutez pe scena Operei din Timișoara, iar după aceea, mulți ani de zile, reporter, realizator de emisiuni, se face acolo tot fel de înregistrări și filmări și multe prietenii. Poate că inconștient, copil fiind atunci recitând pe scena aceea, ți-ai dorit sau ți-ai propus să revii acolo la un moment dat? Cred că nu aveam în cap deloc. Singura mea spaimă a fost aceea când am văzut hăul acela de negru în fața ochilor și cu reflectoarele, nu, ca aici, și care, într-adevăr, mi-au creat așa o stare mai specială. Dar restul a fost bine.
Și după aceea am mers la Geamata, fiindcă acolo încă mai era un an în care puteam să stau la internat, după care am venit la Timișoara, la școală, liceu sportiv, unde au primele prietenii interesante și primii dascăli formidabili pe care am avut, iar după aceea Loga, care era Loga. Adică acolo deja mi-am revenit. Sigur, foștii mei colegi erau cu un an mai mari decât mine, dar am recuperat în sensul că acolo am fost și am rămas acolo. Iar la facultate te-a plecat cu deosebire asupra cercetărilor de folclor inițial? Da, adică eu am plecat chitit de a deveni cel puțin George Călinescu. Deci eram atât de fascinat de personalitatea acestuia încât mă trăsese înspre istoria literară, mă trăsese înspre cercetare. Și atunci când am ajuns acolo, mi-am dat seama că de fapt e cam anost să ajungi chiar George Călinescu, dar folclorul era plin de viață. Și cum era Dan Manolescu, profesorul, Gabriel Manolescu, profesorul meu, dascălul meu, a știut să mă atragă și acolo eram... Acolo am învățat pentru prima oară, adică am văzut cum se face film. Era Sandu Dragoș care făcea film de folclor. Și după aceea, ulterior, am rămas eu în această idee fixă și la TVR Timișoara, dar continua cercetarea folclorică. Și am făcut aici foarte multe filme despre obiceiuri de Paște, de Crăciun, de alte sărbători, în care păstrez încă, sau mai păstra, nu știu, cu videoteca asta, cum va fi până la urmă, păstrez anumite lucruri care probabil că astăzi deja au început să șteargă din memoria oamenilor. Ai plecat la Reșița mai apoi, cumva împins de mama ta, care a zis, gata, prostiile până aici, gazetăria ta. Ștefan cel Mare, după. Iar de revenit, ai revenit la Radio Timișoara, nu-i așa? Când ai întors de la Reșița? Da, cu un pasaj la Drapelul Roșu, dar după aceea la Radio Timișoara, care a fost de fapt marea poartă care mi s-a deschis înspre gazetărie. Abia atunci am înțeles că nu aveam prea mare lucru cu gazetăria scrisă, cât aveam cu cea vorbită și mai cu seamă după aceea marea revelație, după revoluție, televiziunea. Televiziunea a fost marea revelație pentru tine, deși spuneai că ți-a fost destul de greu să lași imaginile să vorbească mai mult decât cuvinte. Dar spune-mi și mie, cum ai fi, cum te-ai simțit tu după ce stăteai o oră de palavre la radio în fața unui microfon și puteai să vorbești liber și cam tot ce-ți cam trăznea prin cap după Revoluție, vorbeam liber, nu mai aveam hârtii în față, nu mai tremuram de să-i spun toate funcțiile tovarășului și așa mai departe. Așa era înainte. Era cumplit. Când aveam emisiune în direct pe 1 la 3, erau cunoscutele emisiuni de la 1 la 3 pe Radio București și eu reprezentam TVR studioul de Radio Timișoara, păi era înfiorător. Îmi scria mare în față, numele, prenumele, funcțiile, toate cele ale lui, ale ei, și ca să nu care cumva să te bâlbâi, Doamne păzește. Și spuneam, bine, n-am vorbit niciodată citind în direct, dar totuși, dar la radio am și mai cu seamă după Revoluție, nu, și înainte de Revoluție am descoperit vocea omului, am descoperit ce înseamnă de fapt o personalitate exprimată prin voce și a fost important Agneta Nica, colega mea, care realizând emisiunile, eu fiind nou și scriind în fiecare întrebare, mi-a smuls hârtia din mână și m-a obligat să vorbesc liber și de atunci am devenit alt om. Ce s-a schimbat în momentul în care ai început să vorbești liber, Vasi? În relația cu interlocutorul, vreau să zic. Păi, în primul rând, s-a schimbat raportul, adică nu mai... devenisem interesat de ceea ce spune. Până atunci, eu... Te țineai de întrebările tale, da? Da, da. Mă țineam, dar întrebările erau mentale. Și ele se construiau și ăsta este stilul meu. Acum, sigur că și alții îl folosesc, dar ăsta era stilul meu. Eu, din dialogul cu el, îmi extrageam următoarele întrebări. El erau întrebări de coda, cum s-ar spune. Adică, ce ai spus tu, continui întrebarea din asta, nu vin cu altă idee. Decât din când în când. Și asta crea o anumită fluență în dialog. Așa a rămas și în televiziune. Mă întrebai cum aș simți eu dacă urma să ne povestești despre televiziune, probabil, despre pasul pe care l-ai făcut spre televiziune. Iar în televiziune
Deci a fost radioul care a fost o experiență cutremurător de interesantă, adică și pentru mine a fost cu totul și cu totul altceva. Iar în televiziune când am venit, deci din ora aceea de palavre, m-am trezit că aici sunt cu totul alte exigențe, adică e cu totul alt modul de exprimare, spui altceva. Și bineînțeles că spui în special prin imagine. Și atunci când am venit, n-am să uit niciodată, primul meu film în celebra emisiune de 40 ceva de minute, care a fost prima emisiune a TVR Timișoara, a fost un filmuleț de 2 minute, în care eu n-am scos un cuvânt, în care pe muzică de Vivaldi erau imagini de Timișoara. Cu adevărat extraordinare și acelea mi-au dat impulsul. Ți-au dat impulsul pentru toate cele multe filme documentare pe care le-ai realizat fiind aici, da? Pe diverse subiecte, ai filmat foarte mult, îmi aduc aminte, la Făget, la Lugoj, ai făcut filme despre personalități ale zonei, ai luat premia PTR, vreo câteva, 4-6. Dar eu îți propun să ne reamintim de unul anume, filmul Popasașilor, pe care în anul 2003 l-ai realizat și a obținut premiul APTR pentru portret. E un film foarte emoționant despre un om extrem de dedicat harului său, preoția, comunității pe care o deservea de asemenea. Hai să ne ducem puțin în 2003 către filmul Popasașilor împreună, un film realizat de Vasile Bogdan, filmat cu Marius Danci și montat de Constantin Buță. Da, o echipă excelentă. Popasașilor. Când am avut vârsta de 3 săptămâni, mama mea întotdeauna și la această vârstă de 42 de ani îmi zice că am fost foarte bolnav și era pe patul de moarte. Într-o zi chiar au spus că asta va fi ultima zi din viața copilului meu. Am tușit toată ziua. Taică meu în această disperare s-a dus în biserica din Cața, județul Brașov, lângă orașul Rupea, și s-a rugat la Dumnezeu și a spus, dacă îl ții, Doamne, în viață pe acest băiat al meu, îl fac un dar la adresa bisericii. Înțelegând aceste cuvinte, mai târziu în viața mea, știam de la bun început că eu voi avea doar un singur rol pe acest pământ, de a sluji pe Dumnezeu. Știam întotdeauna că voi deveni preot. E peletirul, dar știi ce-n cuștai, dar scânti tu voi. Această unealtă a lui Dumnezeu am rămas până în ziua de azi, în toate variantele mele de existență. Nu sunt preotul acela care oamenii îl vor să-l aibă neapărat. Nu mă încadrez în nicio schemă. Dar cred în Dumnezeu și Dumnezeu este în mine. Este miezul nopții aici pe cimitirul Sașilor din Rămos și nu mi-e frică de Stevie Goy și nici nu cred în așa ceva. Acești oameni care se odihnesc aici în veci îmi dau o putere extraordinară. Mă retrag deseori când vin în România aici pe cimitir și mi gândesc câtă istorie s-a scris în 850 de ani aici. Mă gândesc la oamenii care i-am îngropat eu personal când a fost Popasașilor aici, până în 90. Am auzit un cântec foarte expresiv în limba română și aceștor oameni, vreau să le dedic acest cântec. Nu-i
murit toți oamenii, au murit toți oamenii. Au murit toți oamenii. Dar atât m-oi duce noaptea, dar atât m-oi duce noaptea, până noi întâlni cu moartea, până m-oi întâlni cu moartea, până m-oi întâlni cu moartea. Să mă țipă-n copâșul, să mă țipă-n copâșul, la un loc cu Dumnezeu, la un loc cu Dumnezeu. Popasașilor, un film realizat de către colegul nostru Vasile Bogdan în anul 2003, film care a luat premiul APTR pentru portret. Marius Danci, Constantin Buță, să le spunem numele încă o dată. Și recunoștința mea în continuare. Echipă, Vasile. Da. Televiziunea înseamnă muncă în echipă. Gazetăria, nu. Da? Îți luai caietelul, te duceai pe sau teren. Sau reportofonul, ca la radio. Sau reportofon. În schimb, televiziunea înseamnă mult mai mult. Și eu ce ar trebui să spun acum? Că așa da. Este? Mai mult decât atât, e spiritul acela care te adună și pentru mine era o problemă aceea de a aduna echipa, deci de a o aduna ca ideatic înspre subiectul pe care urmează să-l tratezi. Plecam cu mașina și povesteam colegilor tot ceea ce urmează să se întâmple. Ce vom filma, cum vom filma, de ce vom filma, cine este sau ce este de filmat. Întotdeauna ei au știut acest lucru, iar cu colegul operator întotdeauna îi dădeam libertatea de a filma, să-și găsească unghiurile. Eu alergam în continuu ca să găsesc alte unghiuri și propuneam și alte, alte posibilități de a fura, de a face imagini. Și, deci erau, și asta însemna echipa, eram toți o respirație. Iar când veneam la montaj, mie mi-a plăcut foarte mult montajul, pentru că acolo era deja, se plămădea pâinea care urmează să coacă și tot așa, căutam, veneam foarte bine pregătit și căutam întotdeauna să scot exact în evidență ceea ce trebuie făcut. Un mic secret însă, eu am fost un rebel în televiziune, să nu mă aud acum colegii mei care au rămas în continuare, Doina Mandravel, care era cu Pixul și care făcea programările. Eu păcăleam puțin tel, în sensul că atunci când mergeam să filmez, mai filmam în plus ceva. Și așa s-au adunat bucățele de filmări, care ulterior au devenit filmele însele. Și sunt imagini cu totul senzaționale pe care le-am făcut, fiindcă, mă rog, eram acolo și era păcat să nu... Era în drum, nu? Da. Ai avut și bafta unor operatori fantastici, a unor oameni de imagine deosebiți. Da, pentru că și este șansa următoare, că fiind de la începuturi, toți ne-am format împreună, deodată ne-am format. Sigur, eu eram mai în vârstă, cine dracu la, pardon de expresie, la 48 de ani se apucă să-și facă o nouă meserie. Dar mi-am lăsat aminte de Ana Aslan, care tocmai asta spunea că e bine la un moment dat, în jur de 50 de ani, să o iei de la capăt. Și am făcut-o. În rest, erau toți copii tineri care învățau meserie. Și atunci, pe unii chiar i-am deformat, pentru că, fiind eu interesat de cultură, de istorie și așa mai departe, poate le-am dat o anumită sensibilitate, un altceva am trezit în ei și ulterior s-au afirmat în acea direcție. Uite că noi, cei care eram foarte tineri, când tu aveai 48 de ani, aveam acum vârsta ta?
Vă doresc, vă doresc drum bun înainte, sau în continuare. Pe aproape, da. În orice caz, ceea ce a fost extraordinar a fost faptul că am fost înconjurat și toți am creat o atmosferă de receptivitate maximă de la unul la celălalt și în felul ăsta, și am iubit și iubim în continuare imaginea, televiziunea, filmul. Pe de altă parte, nu de puține ori ți-ai fi dorit să ai meseria oricăruia dintre invitații tăi, să ai un singur drum, să te specializezi într-un singur domeniu, pentru că tu te autodeclari un fel de struțo cămilă care e nevoie să știe din toate câte un pic. Cultura ta generală, anii de școală, ți-a fost de foarte mare folos pentru a umbla ca peștele prin apă, așa. Exact. Eu, să știi că chiar am invidiat pe interlocutorii mei. Erau academicieni, erau ingineri, erau pictori, erau care aveau un drum. Eu n-am avut niciodată un drum. Drumul meu era singur, acesta de a merge lângă ei și de a le reflecta drumurile. Deci, neavând un drum, cel puțin din punctul ăsta de vedere, eu mi-am clădit altfel viața. Păi acum, sigur că acum, dacă încep cu statisticile, sigur că n-am încotro, trebuie să recunosc că într-adevăr am făcut o treabă. Dar parcă totuși simt că ceva îmi lipsește. Simți asta în continuare, Vasi? Ești în pensie de câți ani? De 12 ani. De 12 ani ești în pensie. Ce-ți lipsește, domnule? Ai tot timpul din lume pentru a scrie cărțile? Nu, am nevoie să mă reîncadrați în televiziune ca să am o disciplină, să vin să mă odihnesc. Pentru că am atât de multe lucruri și în atâtea direcții sunt împrăștiat acum, încât, într-adevăr, e destul de istovitor. Dar și scriu ceea ce am trăit, de fapt. Multe din cărțile mele nu fac altceva decât să reia subiecte pe care le-am făcut în televiziune și care merită să fie puse pe hârtie. Deci asta odată, în al doilea rând această nouă activitate care de 2 ani de zile, bine acum și cu pandemia asta, din păcate am cam avut probleme, dar proiectul vertical portret vertical, da. Plus alte filme pe care le am în perspectivă, oamenii aflând că m-am întors la vechile unelte, încep să-mi cam dea telefoane și să zic, măi, hai fă-și tu, că tu ești. Voi fi eu, dar sunt și eu un drap de om, cum se zice. Pentru că ai vorbit foarte frumos despre acest proiect intitulat Portret Vertical, care înseamnă, de fapt, interviuri cu arhitecți timișoreni. Înseamnă, de fapt, o perspectivă de profunzime a orașului, inclusiv din punct de vedere arhitectural. Îți propun să urmărim împreună un material foarte scurt, un promo, de fapt, al acestui proiect, intitulat chiar așa, Portret Vertical. Povestea e următoarea. Timișoara este un oraș interesant. Art Nouveau, Secession. Și am zis, eu mă duc la Timișoara. Ceaușescu se uită și întreabă, cât? Profesia noastră și-a pierdut jaloanele care o făceau să fie de elită, să zicem. Când am venit în Timișoara, m-a prezentat domnului director Radoslav, aici rămâi. Știa să aducă oamenii cei mai valoroși din punct de vedere profesional. Universitatea de Vest din Timișoara este la zi cu ce s-a făcut atunci în Germania. Toți se temeau la o vizită, da, dacă vine și întreabă cum de-ați făcut asta. Foarte la mod acum. Era o arhitectură contemporană europeană. Ăia nu mă credeau, franțuzii. Crezi că eu parle la bar. Timișoara, pentru mine, e mai important decât Paris. Nu doar decât Parisul este mai important Timișoara pentru noi, Vasi, ci decât orice alt loc din lume. Da? Da, bine, este locul de aici, locul în care te-ai născut. Vreau să spun că acest proiect l-am dezvoltat pornind înspre arhitecții cei mai vechi pe care i-am putut aborda,
cei care au dat o personalitate Timișoarei în timpuri destul de restriște, cum ne-am putea spune, pentru că nu erau niște timpuri foarte favorabile arhitecturii, dar care au creat o personalitate orașului, o personalitate nouă. Sigur, am avut prilejul cu ocazia asta să și plonjăm în trecut, să aflăm o seamă de lucruri cu totul necunoscute și care, iată, aduc un plus de valoare acestor filme, plus să-i prezentăm pe oameni așa cum sunt ei. Pe arhitectul Botescu, cu pasiunea lui pentru fotografie, el a creat foarte multe albume fotografice care sunt cu adevărat de mare valoare. Arhitectul Oprișan, care are o lume a culorilor, este pictor, pictează în timpul liber. Acum lucrăm și finalizăm filmul despre Radu Radoslav, care a fost celebru în epocă, fiindcă era mentorul unui teatru de caragiologie, deosebit de interesant. Deci sunt oameni pe lângă care trecem, care ne creează un oraș frumos, dar care au și un suflet foarte frumos implicat în viața orașului. Și pentru că vorbim despre orașul cel mai drag sufletului tău, hai să plecăm un pic înapoi la Reșița, pentru că în romanul autobiografic despre care am povestit la începutul întâlnirii noastre, în Cumpăna, apar inclusiv niște fragmente din scrisorile pe care mama ta ți le trimitea. Tu ai publicat două cărți cu însemnări ale mamei tale, da? Nu de mult s-a întâmplat asta, în urmă cu câțiva ani, doamna Margareta Bogdan, care iacătă se dovedește a fi și o prozatoare cu talent. Da, prima carte dedicată anilor din Bănia, când era copilă, erau, în prima carte sunt o seamă de amintiri cuprinse despre modul în care o tânără, un copil maghiar, vine într-un sat românesc și acolo își trăiește primele întâmplări, primele aventuri cu adevărat memorabile din viața ei. Este surprins momentul 1918 și totul e scris cu foarte mult talent, cu foarte multă pricepere. Cărțile le și avem aici cu ajutorul colegilor mei, le vom vedea imediat. M-ar bucura din toată inima, iar al doilea volum cuprinde pagini, frânturi de pagini de jurnal legate de anii care au urmat, deci în devenirea ei, primii ani de gazetărie în Timișoara și de asemenea apariția mea și preocupările legate de o mamă singură, ziaristă și cu un copil mic care trebuie și crescut. Urmând ca într-un volum sau două să public paginile ei de jurnal. Ea a scris foarte multe caiete, a umplut caiete întregi, de un fel de pseudo-jurnal, pentru că de fapt erau povestirile trăirilor de fiecare zi, dar mi erau adresate. Eu, oriunde eram, ba la Reșița, ba în altă parte, îmi trimitea în fiecare zi o copie a acelui, în plic, îmi trimitea o copie a paginii respective. Așa încât ele mi erau adresate mie. Și de aceea au și o valoare literară, pentru că ele sunt elaborate, nu sunt scrise la îndala, nu sunt scrise la repezeală. Și ele vor constitui, într-adevăr, o surpriză și zic eu că este o operă literară în sine. Cât despre opera ta literară, Vasi, tu ai debutat în 79 cu un volum de publicistică la editura FAC, la Reșița, dincolo de cuvinte. Era... Da. Da. Aș vrea să mai aduc aminte despre mărturiile legate de Enescu. Ei l-au cunoscut pe Enescu, chiar așa se intitulează, la Albatros în 86. Tu ai făcut un serial în Radio La Ion Creangă. Așa o fi. Așa e. Să corectez în CV, te rog frumos. Nu, da, bun, am să o fac. Așa? Ai făcut și un serial radiofonic, cred că, de Enescu? Da, eu la Radio Timișoara, grație directorului de atunci, Nicolae Oprean, am avut șansa de a mușca, cum s-ar zice, din propunerile acesteia și am făcut mai multe seriale de documentare radio care mi-au dat niște trăiri cu totul speciale. Am făcut La
centenar, se întâmplau atunci centenarele nașterilor unor mari personalități, George Enescu, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Maria Tănase. Despre Sadoveanu ai o carte. Da, și atunci am plecat pe urmele acestor personalități, prin țară. Dar era ziua și localitatea, adică nu era chiar plimbare și totul era de la un autobuz la altul și dormeam pe unde apucam, în camere de serviciu sau în camere obscure de hotel, deci erau în condiții destul de precare, erau anii de demult și în care însă am cunoscut multe și mari personalități care au avut șansa să le fie în apropiere și care mi-au spus niște lucruri uluitoare, multe dintre ele inedite. Că să ai șansa într-o singură zi să cunoști întreaga familie Sadoveanu, de pildă, cu văduva acestuia, cu secretarul său, cu fiicele lui, după aceea să ai bucuria ca să stai de vorbă cu Romeo Drăghici, fostul secretar al lui George Enescu, care din interior, din apropierea lui, mi-a povestit o seamă de lucruri, să... spun, dar asta însemna să citesc aproape tot Sadoveanu, să ascult aproape toată opera lui Enescu și am făcut, deci pentru mine au fost niște experiențe, de aceea Sadoveanu mi-a și rămas lipit de suflet ca scriitor. Și l-ai citit cu alți ochi, probabil, după ce ai aflat o grămadă de lucruri din intimitatea familiei. Păi era a treia oară când îl citeam. Era odată lectura de copilărie, lectura de suflet, după aceea a fost lectura la facultate, unde mi s-a predat Sadoveanu și apoi, iată, această lectură pe care o cunoști tu foarte bine, fiindcă și tu te pregătești pentru emisiunile tale citind zdravă pentru fiecare întâlnire cu câte un interlocutor. Deci cam asta a fost. Probabil că cel mai mare câștig după câștigul evident al întâlnirilor față în față este timpul acela dedicat documentării și cititului cărților scriitorilor pe care îi avem în fața noastră, nu-i așa? Da, este o trudă care te construiește pe interior, da. Este formidabil. Iar după aceea să cauți, în cazul Sadoveanu, de pildă, cum pot să ilustrez eu pasiunea lui pentru vânătoare sau pasiunea lui pentru pescuit. Am fost și am cunoscut oameni care au pescuit alături de Sadoveanu în Delta. M-am dus în Delta să îi cunosc. Am fost în pădurile Neamțului pentru ca să-i cunosc pe vânătorii de acolo care au vânat împreună cu Sadoveanu și care mi-au spus despre Sadoveanu niște lucruri senzaționale. George Enescu nu mai povestesc că am fost la Verșeni, am fost la Ipotești, că era prin preajmă și ca să redau atmosfera eneșciană. Deci au fost cu totul și totul alte... Adică aveau bugete foarte mari instituțiile astea, radio și televiziunea pe vremuri. Eu asta înțeleg din ce-mi povestesc. Cum să-ți spun, nu erau mai mari decât a te deplasa pe nu știu unde. Deci sigur că erau niște bani mai mulți, sigur că am și călătorit cu avionul la un moment dat. Citeam acum, reciteam în cartea despre Sadoveanu, că m-am întors la București cu avionul. Dar... erau altceva, atunci simțeai nevoia de a face ceva deosebit. Și aceste seriale au fost, nu prea era televiziune pe atunci și Radio Timișoara era o instituție în forță, Radio Torogoată, cum îi spunea Mircea Munteanului, radioului Timișoara, și erau ascultate aceste emisiuni și savurate. Și filmele apreciate, probabil, Vasi, acum 20 de ani și televiziunile comerciale nu erau atât de pe vară. Da, e adevărat. Da. E adevărat. Aveai și feedback, lumea dădea telefon, scria, aveai o relație cu totul specială. Nu ai senzația că nu mai avem timp pentru nimic din ce contează cu adevărat? Păi tu ai timp suficient acum? Nu, pentru că trăim, din păcate, într-o asemenea zăpăceală mondială, încât, practic, timpul ți este furat. Și dacă nu ai o forță teribilă ca să rămâi pe șinele tale, cum să reiau expresia, e cam complicat să supraviețuiești. Tu găsești forța asta pentru a rămâne pe... Da, pentru că mie-mi place. Mie-mi place și am proiectele mele personale care nu sunt neapărat puse pe hârtie, sunt niște proiecte instinctive. De pildă, nu pot să nu termin ziua fără să copiez încă vă două sau trei pagini din jurnalul mamei pe care să le bag pe calculator, pentru că toate cărțile astea, câte zici că am scris... 45 de ani, toate le-am... Sunt în degetele mele. Ba, din păcate, și în acest deget cu care am mai și șters din greșeală câteva zeci de pagini.
Degetul mic, dar voinic, da? Voinic. Cu alte cuvinte, ai putere categorică asupra timpului tău. Îți menții puterea asupra lui. Eu am o mare șansă. Eu am o nevastă minunată. Și am avut și am și niște copii formidabili. Spun la trecut, pentru că erau atunci prin preajma mea și acum sigur că suntem, chiar dacă sunt mai la distanță, suntem o forță cu toții. Deci soția mea mă ajută și mă ajută foarte mult, adică ea îmi creează acel spațiu, mă îngăduie în nebunia mea și cu cărțile mele și cu toată treaba asta și ea este... De fel puțin lucru. Practic tu alte griji în casă s-a întâmplat să n-ai... Cum, Doamne, de la cumpărături până la aspirat, eu fac totul. Din punctul ăsta de vedere, nu spăl și nu fac de mâncare, dar sunt prezent în viața de familie, dar am momentele mele în care mă retrag și atunci îmi respect acest lucru. Și sunt profund recunoscător de asta. Și datorită acestor momente în care îți permiți să te retragi, îți scrii cărțile în continuare, pentru că ai fost de-a dreptul prolific după pensionarea de la TVR Timișoara, când e vorba de scos cărți. Acum, poate mă laud puțin, Tel, dar eu am trecut când am plinit 75 de ani, nu am scos un volum omancial 75 de ani, cum se cam scoate. Dar mi-am jurat așa în barbă să mă răzbun și am publicat 10 cărți. 10 cărți dintr-un foc, adică. Bine, ele erau pe... Pățeavă. Pe țeavă, cum s-ar spune. Și le-am publicat pe toate în acela. Deci asta a fost anul meu. Dar în rest nu publicat de des. Nu. O carte, maxim două pe an. Dar și lucrez la aceste filme care mi-au mult timp. Adică în fiecare zi eu mă duc, cum zic, la serviciu. Și nevastă mea, fiind arhitectă, înțelege și mă sprijină, fiindcă e vorba de colegii ei, așa încât... Așa se derulează viața. Cu alte cuvinte, munca asta ticăită așa de documentare, pentru că te țin minte cu cărți după tine de acum 20 și bine de ani, ți-a rămas. Muncești la fel de conștiincios când e vorba să pregătești un interviu. Da, de fiecare dată, da. Și culmea este că ele se tot acumulează, sunt tot fel de lucruri de făcut și te țin în priză. Ceea ce e mare lucru, să rămâi în priză tot timpul, este formidabil. E o soluție de tinerețe, dacă vrei. De-ți păsta tinerețea. Este la cei 75-76 iacă de ani ai tăi, chiar ai găsit rețeta potrivită. Deci nu superficialitatea, nu lucrurile la suprafață, ci nu. Mocăită, treaba mocăită aia trebuie făcută, da. Da. Bine, fiind și fecioară, îți dai seama că, ca zodie, că îmi place să am detaliul, amănuntul, îmi plac foarte mult și sunt atent la ele. Vasile, mă bucur foarte mult că astăzi ai fost din nou parte a echipei TVR Timișoara. Ei, sunt așa cum practic ai rămas, chiar dacă ești plecat de foarte mulți ani, pentru că nu de puține ori ne întoarcem la modelul care a fost pentru foarte mulți dintre noi, inclusiv vis-a-vis de munca asta, știi, constantă, organizată, disciplinată, dusă până în profunzime. Tania, mă bucură din toată inima faptul că m-ai invitat, pentru că ca de fiecare dată, mulți colegi au venit să mă revadă. Tu îți aduci aminte de acele momente în care noi alături realizam o seamă de lucruri și încetul cu încetul sper că te-am ajutat ca să ajungi ceea ce ești, o excelentă realizatoare de emisiuni, iată, de interviuri, de lucruri speciale care se difuzează pe întregul areal național. Și, deci, de fiecare dată voi veni cu plăcere, adică niciun fel de problemă. Nimic nu se face la repezeală, asta m-a învățat, și nimic nu se face altfel decât din toată inima. Îți mulțumesc, Vasi Bogdan. Mulțumiri și domnilor voastre, închei ca de fiecare dată pe urmele lui Octavian Paller, spunându-vă că în fond cultura este sau ar trebui să fie o anumită formă de a iubi lumea și de a spera. Toate bune!